trebuie îndepărtat subiectivismul de la recrutarea judecătorilor și procurorilor, adică de redus cât de mult probele subiective, probele orale, probele cu interviul și de o componentă esențială să aibă probele obiective, concursul scris, examenul scris. Noi am introdus concurs până și pentru cei care trebuie să devină șef de instanțe sau șef de parchete. La noi nu este cu un simplu interviu în fața CSM-ului și pe care îl preferă CSM-ul, îl face peste noapte șef. Nu. La noi se dă concurs, se face un plan de management. Sunt examinați de către inclusiv de profesori în management, cei care doresc să ajungă președinți în instanțe. Apoi cei care doresc să fie promovați la instanța superioară, inclusiv la Curtea Supremă, la noi se dă un examen foarte, foarte dur. Examenul pentru Curtea Supremă este foarte dur. Proba cu interviu este o mică componentă din întreg concursul, tocmai să înlăturăm orice chestiune de subiectivism. Și în al treilea rând, pregătirea profesională. La noi pregătirea se face în diverse domenii, cum spuneam mai devreme, inclusiv cu lectori din străinătate. Foarte, foarte des sunt schimburi de experiență cu magistrații din Europa, vin magistrați din Europa aici. Încercăm să ținem ștacheta sus la un nivel european. Să știți că justiția română este la un nivel european. Și de altfel, succesul României în lupta împotriva corupției este astăzi acceptat, perceput și în afară, și România este invitată chiar să dea lecții de anticorupție în alte state. Aș fi putut spune mai avansate decât România în domeniul acesta, dar din fericire noi dăm lecții, cum spuneam, europenilor în unele domenii.